1 Corinteni 9. Nu sunt eu slobod, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus Domnul nostru, nu sunteți voi lucrul meu în Domnul? Dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pe cetea apostoliei mele în Domnul. Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. N-avem dreptul să mâncăm și să bem? N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac și ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa? Ori numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm? Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor, nu le spun și legea. În adevăr, în legea lui Moise este scris să nu legi gura boului care trăieră grâul pe boi, îi are în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbește el în adins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, căci cine ară trebuie să are cu nădejde și cine trăieră grâul trebuie să trăieră cu nădejde dacă va avea parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice. Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă așa cu mine, căci aș vrea mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Căci măcar cât sunt slobot față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudei m-am făcut ca un iudeu ca să-i câștig pe iudei, cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără legea lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi ca să-i câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și o parte de ea. Nu știți că cei ce alergă în locul de alergare, toți alergă, dar numai unul capătă premiul. Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și îi fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat.